Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre favoritul Galei din 11 iunie 2023. După ce Patrick se pare că va câștiga săptămâna aceasta cecul, în gala o imediat următoare, cecul va fi dat în premieră în acest sezon, bianca pentru merite deosebite. Doar că habar nu am care sunt aceste merite deosebite. Poate doar faptul că a contribuit la telenovela ce s-a numit Despărțirea de Alexandru, care a ținut prin planul emisiunii câteva săptămâni. Sau poate au considerat că merită pentru că după eliminarea lui Alexandru... A devenit mult mai acidă, a fost prezentă peste tot și peste toate, a aruncat cu săgeți în stânga și în dreapta. Doar că, deși toată lumea o vedea împreună cu Laurentiu, eu am spus încă de atunci că acesta nu este decât o unealtă pentru a scăpa de Alexandru și iată că am avut dreptate, cei doi fiind mult mai distanți decât înainte când ea se afla într-o relație. De ce atunci erau atâtea și atâtea joculețe la care ea tot replica faptul că sunt inofensive? Iar acum când este liberă să facă orice jocuri își dorește cu Laurentiu, nici vorbă de așa ceva. Bineînțeles, acum nu mai are de cine să scape și nu-i mai sunt folositoare astfel de joculețe. Și face ceea ce știe ea mai bine, adică își folosește inteligența răutăcioasă pentru a se face utilă în casa iubirii. De-a lungul timpului am tot auzit cât de bun ar fi ea în afară. Și chiar m-am gândit că este posibil ca doar în casă să aibă acel dram de răutate, necesar pentru a supraviețui câteva sezoane în casă și poate că în afară este cu totul altă persoană. Doar că ieri am aflat câteva lucruri despre ea care arată că și în afară nu ar fi altfel decât în casă. Ea a manipulat pe băieți de mică și faptul că a fost în stare să facă rău unei alte fete doar pentru ca ea să ia locul. Și atunci trebuie și eu, păi să nu merite o astfel de persoană cecul? Cam atât deocamdată, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!